găsit în partea 7-a pescuit pe ol cu Coco și cu domn profesor, la locul știut. De când le așezarăm, 10 minute nu trecu, jap jartanelul sau carasul. Frumos așa, nu la palmă. Nu la palmă, frumos. V-am zis să mai faceți locuri, să mai munciți și voi, că noi am muncit. Berea n-am primit-o. Faceți locuri, că a venit peștele mare pe aici. Și trage pe zona asta. A locul știut, cum zice domn profesor. Hai, revenim. De 10 minute de când arunc aici. Hai. Tot așa, pe caniculă, nu noaptea. La noapte vedem. Revenim cu video. Cred că sunt undițele însemnate, nu știu ce să zic, la aceeași undiță. Frumos. Frumos, la aceeași undiță. Mai mare ca ăla. Ce să vă zic. Asta e. Faceți cum credeți. Eu... Vorba lui domn profesor, locul știu și mai are domnul o vorbă, dar nu mai știu. În fine, locul știut ăla e cel mai important. Revenim. Cum arată situația? Unul aici, unul aici. Mai e una, dacă mai dă și la aia e clară, trei pe mal. Cam arată, așa arată situația în august. Nu în iulie, nene, nu e devenit în iulie. În august. Da, unul aici, unul aici. Hai dă și la aia, sunt campion. Repede să descoacă, nu se știe. Revenim. Uite, ce nu mă lasă noaptea să mănânc, bă. M-am pus aici și eu să mănânc și uite, uite ce dă. Ialeacu de biborț. Mărâtul, bă. Bă, să râpă undița, mă. Lindicul ăsta mic. Urât, urât. Pusei și eu să mănânc, că ziua a avut să-i activitate. Pusei și o masă ca omul. Un sălămuț, o brânză, o roșie. Pusei și o masă. Ce dă sărul pe undița, bă, n-am văzut așa. Doamne. Așteptam că scoși eu un caras, că încolo... Un... Urât. Iau ce avem sus. Lumină totală. Revenim. După la 12 a început să dea, să ciupă. Mai vreo 3. 3 carași, unul e mai la fund. Le bag în juvenică apa asta, mă spălai în ea de... De mămăligă, de... Na, de prostii. Să nu moară. Bag în juvenic. 3 carași. 3 și vreo 2 ratări. Revenim. Ce să zic? După la 12, nu știu cât e acum. 1, 2, habar n-am. La 12 a început să ciupă. Mai des. Așa mai avut să eu. Cât un țac, cât o aia, dar mai des. Acum, mai des și mai hotărât. Revenim. Ora 2:14 minute, mai veni unul mai răsărit așa, mai hotărât, mai din prima. Tot pe la un cast, dar ce vreau să precizez, că tot scosei cu undița asta. Cine a pățit vreodată așa ceva, mulinete de la Carpespert, vedeți două fire diferite, da? Deci am avut 600 de metri de fir pe ea. M-am trezit cu tamburul despicat de la jumate. Deci tamburul ăsta e lipit de mine cu super glu, cu țac, pac, cu mama leacă. Da? Deci, aici ăla verde are decât 100 de metri. Nu pot să dau prea tare cu ea, că... Să cam duce toată suta. Înțelegeți ce vreau să spun?
Și de asta. Deci mai aproape, cam în 80 de metri așa. În fine, luăm și la feeder aproape. Trage. Asta e ideea. Dar vreau să vă spun, cine a pățit așa ceva? Să se despice de la jumate tamburul. Ziceai că e tăiat la laser. Eu nu cred să fie tamburile făcute din două bucăți, în fine. Cam asta e treaba. Ora 2 și 14, ăsta e al patrulea. Trage mai bine. Da? Asta nu e gunoiul meu. Ce vreau să vă mai arăt, e gunoiul care l-a adunat după aici și-l puse aici. O să-l adun eu și o să-l bag în pungă și o să-l duc acasă. Asta e. Rău, rău din partea lor. Îi chem la pescuit pe zona asta și au ce fac. Prosciutto crudo. Bere, eu nu beau alcool. În fine, revenim. Două jumate, aproape trei. Ia uite, tată, ce te lovește noaptea. Caraz la o jumătate de kil. Ăsta, da. Caraz la o jumătate de kil. Caraz la o jumătate de kil. Ăsta, da, tată. Ăsta, da. 43, piciorul lui Congo. Ăsta, da. Rupă undița, o, nene, nu alta. Rupă undița, o, tată. Topul ăsta a venit pe distanță, deci mai aproape de mai mici, pe distanță de mai mari. Asta e aia cu 600 de metri de fir, deci nu dau 600, că nu dă nimeni, nici. Campionul nostru român, 190. Cel mai mult, dar nu cu... Deci n-am eu tehnica lui. Dar peste 100 de metri, 120 dau și eu. Asta e. Știu că pe aia e 100 de metri de fir, deci aia mai are o țâră fir pe ea. Deci am dat 80-90 cu ea, am dat încet. Dar cu asta mă las pe ea. Deci 100-120 de metri. De acolo vin pești mari. Uite-te și tu. Te rupe. Revenim. Vai de capul meu. Au ce te lovește pe feeder, mâncața. Ce urât. Doamne, dar ce pății. Porni frâna la mulinetă și mă băgă în plauri. Dacă n-aveam cangea, ziceți voi că cangea e pentru găleță? E pentru găleț, băieți, nu? Dacă n-aveam cangea, nu-l scoteam somnul ăsta. Ia uite ce... Pusei aici undița, păcioata asta, trăgea să rupă vârful, așa, și aruncai cu cangea în plaur și îmi scosei plaurul și scosei și peștele. Vai de capul meu! Ce te lovește pe feeder, frate? Aole, la numai 5 minute după carasul ăla, după carasul ăsta cât găleata am mâncat azi de 25 de kg. Uite cât e. Așa? Că te lovește urâtul, bă. Bă, te lovește urâtul, uite, un pic mai era agățat. Uite-te și tu că s-a lărgit buza. Dacă nu acționam repede și cu cap, îl pierdeam, eram plaur acolo. Uite, scosei plaurul, străsei și pește. Greu, greu, singur, noaptea. Greu, mă descurcai. Mulți o să zică că e moacă. Într-adevăr, e o moacă. Și că o să le eliberez. Nu, o să le eliberez că e primul somn. Anul ăsta, somotei. O să le iau acasă, să-l gătesc ăsta. Ăsta e singurul pește care îl mănâncă coco. Restul, carasul ăla, să nu credeți că gustă cineva din el. Poate mama. Da? Frumos. Frumos. O moacă frumoasă care nu o să o eliberez. Asta sper să nu mă rupesc cu comentariile pe YouTube. Dar ăsta e singurul pește care îl mănânc. Da? Și mai mari n-am luat în viața mea. Am mai luat unul pe partea cealaltă.
Mai mare ca asta. Tot așa. Dar e singurul pe anul ăsta și singurul care îl mănânc. Da? E în jur de ora 3. Culmea că prognoza arată zero pești. Deci nu mai cred în nicio prognoză, după telefon, după internet, nu. Cred în optimismul meu și în locul știut. Uite, mă chinui, dacă nu era cangea de găleț, cum zic alții pe grupul ăla pescuit pe ol, că mulți sunt degeaba pe acolo. Eu nu știu de ce nu face Rădulescu ăla un pic de curățenie. Da? Deci cangea aia, am dat repede cu ea, am agățat plaurul și mi-am tras peștele. Da? Că aveam frâna pornită pentru pește mai mare și și-a luat fir și s-a dus acolo. Bine, că eu am dat cam peste plaur. Cam în dreptul plaurului am dat așa. Aici am feeder. Mai am unul, dar nu are rost să-l bag. Dacă nu mă țin la ei, nu are rost. Mai am unul și am și o boloneză. Uite. Ce rost are să dau cu 4 undițe? Îmi prins pește cu 3. Da? Revenim. Iar aici gunoiul ăsta să le fie rușine. Eu o să o iau o plasă și o să adun tot ce e aici. Nu e al meu, în orice caz. Eu nu beau bere, nu sticle de alcool sau. Interesant e partea asta. Revenim. Îl luai și la domn profesor, domn profesor doarme. Îl luai și la domn profesor unul aproape cât găleata dânsului. La asta. În fine, te scurcam la mea că și așa n-aveam ce face. Dar nu mai mă bag să eu bag că nu, oricum, nu mă țin la ale mele. Mă descurcai. Deci, băieți, rețineți, cangea nu e de scos găleț, uite, te ajută în momente critici. Somnul mi-a intrat acolo în plaur. Deci, aici, în dreapta, e un plaur. O descurcai, o făcui, în fine. Pe montură de feeder îți intră somn. Și când dai după somn, al dracu dacă intră. Asta e. Feeder-ul. Bune, tată, bune. Revenim. Ia uite, Congo ăsta îl depăși pe ăla de azi noapte, bă, 45 de centimetri, bă. Ăsta trei cântării, nene. Vai de cap, bă. Ce facem, bă, dănuțe, bă? Hă? Nu dai panga pe oltă, hă? Cam așa ziceai tu. O, mă duc eu la oltă, ce să caut eu la oltă? Ia uite, bă, dănuțe. Ia uite, bă, dănuțe aici, la kil. 800 de grame, kilo. Îl vezi? Nici telefonul nu-mi încape ca să-l filmez. Revenim. Așa dă, dănuțe. Panga e când nu venim la olt, toată, dar nu că nu dai panga pe olt. Uite aici. Cam așa stă treaba pe aici. Ia. E mai micuț ăsta. E cam așa stă treaba. Ora 7:30, aproape 8. Hai venim. Hai venim, ce să vă arăt? Nu stau să filmez, că nu... Driluri, da, vă arăt capturi așa. Cam asta e final de partidă. 10 kg. Așa. Ce să vă zic? Mai face și voi locuri, că noi am tot făcut. Dacă vreți să mai prindeți pește pe aici. Asta e. Mai venim. Cam așa arată.
Așa arată caras pe aici. Caras, caras. Caras, caras și mai mari și mai mici. Asta e. Revenim. Da? Deci nu vorbim vânt. Ia uite aici. O plasă nene de gunoi după voi. Bine, și foarte puțin de al nostru. Da? Curățenie totală. Da, așa da. M-a învățat un profesor, așa facem. Haide. Revenim fire întinse și pe data viitoare.